Televiziunea română are de astăzi un reporter special la Atena. Alături de ceilalți jurnaliști TVR acreditați în capitala Greciei, o campioană olimpică va aduce știrile despre tricolori. Bine v-am găsit! Sunt Andreea Raducan și de când am coborât de pe omerii domnului Belu, am visat să vă ajut pe dumneavoastră spectatorii să înțelegeți mai bine pe sportiv. Puțin știu ce înseamnă să ajungi la aur sau măcar să încerci să o faci. Eu am fost printre olimpici și am să vă duc și pe dumneavoastră acolo. Zi de zi la TVR, veți vedea fața nevăzută a jocurilor olimpice. Veniți cu mine! Ce faci? Ce faci tu? Vă odihniți! Sunteți bine? Tu ce faci? Bine, eu am venit să vă... Tu ceva în mână. Aoleu, nu mă mai primiți! Eu sunt tot de-a dumneavoastră, să știți! Scăpată de constrângerile gimnasticii, Andreea și încearcă norocul în box alături de scrimera Ana Maria Brânză, arbitru, pugilistul Viorel Simion. Și dă-i acum! Pere față! Da? Da. Să nu mai vii cu ochii, vineți? Sedus de atmosfera olimpică, Marian Simion declară că vrea să prindă și jocurile de la Beijing. E atât de frumoasă olimpiada, mai particip și la următoarea olimpiadă.